acasă, duminică și echipa surprize la tine acasă își continuă surprizele frumoase pentru o nouă magiată. De data aceasta este vorba despre Xenia, ce face o frumoasă vârstă și fragedă vârstă de 12 ani și ori. Daruri frumoase, daruri dulci vin astăzi din partea tăticului care nu este astăzi alături de ea și de o bucată foarte bună de timp se află peste hotare. Însă apelând la noi, cu mare dragă, m-a acceptat trimiterea dumnealui spre cea mai scumpă ființă, spre una dintre cele mai scumpe ființe, mai bine zis, unica fiică de viața lui tăticul. Venim cu daruri frumoase, venim să spunem la mulți ani, venim să o surprindem aici la pizzeria Bez din orașul Pălești, unde fetița deja împreună cu prietenii, împreună cu mămica, își sărbătorește și masă sărbătoare. Haideți cu noi, dragii noștri! Mi-aducă o speranță. Tu ești fata tati, stea margaritară. Bună ziua! Și cu plăcește mari! Salut, ne vine la tine! Poate? Da! Fata tati, stea margaritară. Tu ești fata mare. Ne-am salutăm cu drag, să fie la tine acasă și știu bine că tu deja ne cunoști, așa? Noi ieri ne-am salutat, tine, ți-ai minte? Da. Așa, nu te-ai gândit azi să dăm bună ziua împreună, așa? Uite, azi ești o magiată și face o frumoasă vârstă și cineva drag care te iubește foarte mult ne trimite la tine să-ți spună la mulți ani. Ia spune-mi tu mie, cum crezi, cine îți organizează frumoasă surpriză? Mai mică câte. Așa, uite, tu i-ai numit frumos pe părinți, căci copilul niciodată nu trebuie să facă diferența dintre părinți și asta este o ziua frumoasă ale educației. Însă totuși, accent foarte mare facem astăzi pe tăticul tău, deoarece mămica este aici, mămica îți organizează surprize probabil în fiecare dimineață, da? Doar cu un sărut, doar cu o îmbrățișare frumoasă. Însă tăticul fiind departe de o perioadă de plus minus 5 luni undeva, da? La fel, pandemia acolo departe. Așa, deci să știi că tăticul nu a uitat de sărbătoarea ta și chiar din timp s-a pregătit foarte mult, foarte frumos și ne-a trimis aici cu daruri foarte frumoase pentru tine. Deci, o să începem noi cu această tortică frumoasă. Așa. Și în cifra 12, vârsta ta frumoasă. Sigur avem și acest coș, probabil va fi mai să punem în episodul, da? Așa. Dacă sărbătoare este vorba despre un bucățel frumos de tort pentru tine. Și spre final ajungem și la darul cel mare, da? Ești curioasă ce ți-a pregătit azi? Hai să vedem împreună, noi toți suntem curioși. Așa. Ia uite, ce-am aici, cum crezi tu? Cum crezi? Ce e aici? Nu intuiești. Probabil nimeni nu intuiește, da? Dar eu sunt curioasă, îmi deschizi către mine și cât poți să vedem. Ia mai acolo, ce-a pregătit pentru fata tati. Ce? Ia spate, spate, demonstrează și nou. Așa, bravo. Scoatem să-l punem pe degetul ăsta, peste atât eu. Tu ești fata mamei, a noastră dulce comoare. Să fii sănătoasă, să-l porți cu drag. Așa. Dar și faptul că e sărbătoarea ta și doar a ta astăzi, dar tăticul meu a uitat că are acasă și o soție, mămica ta, frumoasă, grijulie, drăgostoasă, care permanent a avut grijă de toți, inclusiv și de el. Este persoana care v-a născut pe voi, dar odată cu nașterea voastră, odată cu nașterea ta, mai ales că ești primul copil în familia lor, tăticul a devenit persoană fericită. Tăticul a devenit un bărbat împlinit, un tată împlinit, având lângă el o fiică, doi feciori frumoși și, desigur, mămica, soția frumoasă și viitoare, pentru care el a pregătit și acest buchet frumos, să-i spună și ei mulțumim că există în viața lui, mulțumim că a născut pe voi și familia este completă anume datorită ei. Puțin și noi. Dragile mele frumoase, 12 ani în urmă, în familia voastră, a apărut o minune, familia dumneavoastră ca mamă. A apărut acest copil frumos, cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu, să vă demonstreze că dragostea voastră curată și pură poate să dea urmași, poate să facă viața frumoasă și familia împlinită. Anume tu, Xenia, ai fost cea care i-a adus lacrimi mămicii în ochi, așa cum le-ai adus și astăzi, după 12 ani. Ai făcut familia fericită, ai făcut familia întreagă
ai adus emoții frumoase de mamă și tată și tu, pierătătitul din suflet, să-i faci fericiți în continuare, să fii întotdeauna sprijinul lor, mai ales că ești unica fetiță în familia lor, să ai grijă de părinții tăi, iubindu-i, respectându-i, învățând foarte bine, fiind cu minte și aducând foarte mari succese. Probabil, sau cu siguranță, chiar fiind și eu mămică, nu cerem niciodată de la copii și nu așteptăm foarte mult. Așteptăm succese, așteptăm educație, așteptăm grijă, așteptăm să mergem pe drum cu capul sus, mândri de ce am educat și am dat pe calea vieții în lumea mare. Fiindcă ești micuță, viața ta continuă, dar odată cu trecerea anilor, tu deja devii mai mare și grijile devin mai mari. Copilărie, încetul cu încetul o să treacă și o să-ți dai seama că cei mai de încredere oameni în viața ta rămân întotdeauna a fi părinții, fratele, celălalt frățior, bunei și oamenii cei mai dragi sufletului vostru. La mulți ani din suflet, fii sănătoasă, familie să vă fie frumoasă, împlinită, să vă crească copiii, tăticul să fie sănătos, să muncească, să reușească toate să le pună la cale pentru voi, căci totuși un tată își lasă familia acasă cu un gol în suflet enorm, dar gândul ca familia lui o să fie fericită și o să aibă tot ce își doresc, îl alină și îl face să fie fericit chiar și acolo la depărtare. Și astăzi inimioară și sufletelul este aici acasă lângă voi, lângă tine. Acum a venit rândul tău. Dacă ai ceva frumos, dar eu știu că tu ai ceva frumos pentru tăticu să-i spui, cu mare drag. Mulțumesc frumos pentru surpriză și că așteptăm acasă. Așa. Ei, nu plânge. Nu plânge. Așa. Sărbătoare frumoasă și hai să ștergem noi lacrimile. Iar de azi sufletul-mi râde, ca mâncat-o garofiță, tu ești a noastră.